Mi-amintesc o întâmplare de acum niște ani. Am cunoscut o fetiță, era un club de pictură și mi-a zis să fii artist înseamnă să te murdărești. Era plină de vopsea și pe șorțuleți, chiar și pe obraș. Și am spus, nu ești murdar, ești plină de acuarelă. Și ea mi-a zis, nu, sunt plină de culoare. Și întâmplarea asta, amintirea asta, mă ajută să vă prezint studioul Michelin City Break, care s-a umplut de culoare asta. Și cu această ocazie îi salut pe doi dintre eroi din Gașca Zurli. Bună! Ce frumoasă e povestea ta! Știi, mie îmi place să spun că atunci când te murdărești, înseamnă că ești bucuros și înseamnă că știi să te joci. Că dacă nu te murdărești, înseamnă că n-ai reușit să te joci cum trebuie. Bună! Fetița Zurli și Lulu, o premieră la City Break, o premieră la Metropola TV și ne bucurăm foarte mult. Mă gândesc că, așa cum v-am spus înainte de a începe emisia, prin venirea voastră dedicăm o emisiune copiilor și de obicei televiziunile se gândesc la copii de 1 iunie. De ce să nu facem un 1 iunie și astăzi, în plin noiembrie, nu? De ce să nu facem un 1 iunie din orice zi? Pentru că noi copiii merităm tot timpul și toată atenția din lume. Și ne bucurăm foarte tare că voi ați hotărât astăzi să faceți o ediție specială pentru copii și că ne-ați chemat pe noi să sărbătorim cu voi. Eu cred că erați cei mai potriviți și vorbim puțin serios acum. Cred că Gașca Zurli, nu, am convingerea asta, a devenit un fenomen care există și astăzi. Este un fenomen de foarte mult timp, să știi. Uite, anul ăsta se împlinesc 17 ani de când tanti prezentatoare a făcut prima întâlnire și primele joculețe cu copiii din România și ghiși ce? Tot anul ăsta se împlinesc 10 ani de când cântăm peste tot, am o căsuță mică. De-aia spun că e un fenomen de foarte mult timp. Doar că din ce în ce mai multă lume începe să-și dea seama și să deschidă ochii și urechile și să înțeleagă ce facem noi. Cum a început povestea asta? Păi a început cu tanti prezentatoarea, care îi plăcea foarte tare să se joace cu copiii și a început să se joace cu copiii și a început să facă petreceri pentru copii și după aia, într-o zi, s-a trezit și și-a dat seama că, wow, copiii din România au nevoie de o poveste frumoasă și românească, cum s-ar spune, despre joacă, bucurie și emoție. Și a început să scrie cântecele și a început să scrie spectacole și uite așa ne-am născut noi, cum s-ar spune. Da, adică a creat cumva cea mai frumoasă și cea mai colorată lume pentru fetița ei, pentru Maia. Și eu și un fenomen de educație, pentru că, uite, prin prezența ta, tu înveți pe copii cum să mănânce, să mănânce sănătos, să se joace mâncând. Da, eu mă joc cu copiii de a mâncatul sănătos și cumva ne împrietenim împreună cu fructele și legumele, pentru că e destul de greu. Dar eu am înțeles exact că dacă vrem să mâncăm ceva dulce sau nu știu, ciocolată, e nevoie să mâncăm ceva sănătos înainte. Cel mai important să mănânci cu bucurie în farfurie. Exact. Indiferent de ce ai mâncat. Dacă ești trist la masă, poți să mănânci și ciocolată și orice, pentru că tot tristos. Tot poate să te doară burtica, exact. Știi? Că pe mulți ne doare burtica și nu știm de ce ne doare burtica. Păi dacă mănânci mâncare supărat, cum să nu te doare burtica? Dacă mănânci bucuros, îți cade bine. Dacă mănânci supărat, te doare burtica. Exact, trebuie doar să pui bucurie în farfurie. Da. Și dacă tot ați spus bucurie în farfurie, e și o carte cu același titlu pe care o să te rog frumos, Lulu, să ne-o prezinți. Da, este cea mai nouă cărticică de la noi, de la Gașca Zârli, și are bucurie în farfurie. Este un proiect foarte mare, cel mai nou proiect de la Gașca Zârli, în care mascotele Zârli împreună cu Maia, care a crescut mare, Maia, fetița lui Tani prezentatoare, are acum 22 de ani și o să fie prezentatoare la Teatrul de pe Lipscani împreună cu mascotele Zârli. Da, și spectacolul se numește Bucurie în farfurie, exact, da. Ca această cărticică care se găsește acum la toate chioșcurile de ziare și nu putem să vă spunem despre ce e vorba pentru că după aia voi mai bine să o citiți. Da. O carte pe care cu îngăduința voastră o să oferim unui copil și la concursul de cărți ale emisiei. Și suntem bucuroși să lăsăm și un mesaj de iubire pe ea. Da. De când ești în Gașca Zurli, Lulu? Eu sunt în Gașca Zurli de 6 ani. Și cum a început? Păi
Cum te-au găsit? Am cunoscut-o pe Maia, pe fetița lui Tanti Prezentatoarea, și ne-am împrietenit. Și lui Tanti Prezentatoarea i-a plăcut de mine și a zis: mie mi-ar plăcea să aduc în Gașca Zârlii un bucătăraș. Și m-a întrebat: Liliu, vrei să fii bucătărașul din Gașca Zârlii? Și eu am venit. Tu ai ceva și talent la bucătărie? Sau e doar personal? Ai talent la degustare. La degustare. Da. Eu sunt un bucătar degustător. Știi? Adică eu când eram mic, mai mititel, îmi plăcea să mănânc din fiecare farfurie, doar că toată lumea îmi spunea: Lulu, nu mai pune mâna, lasă-l, încetează. Și eu am zis că ce pot să mă fac dacă vreau să mănânc din fiecare farfurie, ce pot să mă fac când o să fiu mare? Bucătar. Și așa am ajuns să fiu bucătărașul Zârlii. Am înțeles. Când ai început să cânti? Eu? Da. Cred că prima oară când am venit pe lume. Am făcut așa, wow! Și s-a transformat într-un cântece. Să cânt de când am orice amintire din viața mea. Iubesc muzica. Ai spus de amintiri. Hai să ne amintim niște momente care au fost pentru tine motive de mare bucurie, pentru că la voi bucurie este cuvântul de ordine, nu? Da. Cred că cea mai mare bucurie și cea mai mare satisfacție o simt atunci când mergem și vizităm copiii din secțiile de oncopediatrie. Noi colaborăm cu Fundația Zârlii, care face cele mai frumoase proiecte pentru copiii din spitalele din România și încercăm de fiecare dată, când avem noi, acum suntem în turneu cu Am o căsuță mică 2.0 și încercăm în orașele în care putem și ni se permite să mergem să-i vizităm pe copiii din secțiile de oncopediatrie. Ce înseamnă mai exact Am o căsuță mică 2.0? Adică e un spectacol refăcut după un spectacol de acum 10 ani. Am înțeles. Pentru că sărbătorim 10 ani de Am o căsuță mică și am reluat spectacolul de atunci, l-am adaptat puțin și acum îl jucăm din nou. Dar ideea e de Am o căsuță mică. Da. Și mergem și vizităm pe copiii din secțiile de oncopediatrie. Și cea mai frumoasă amintire, una dintre cele mai frumoase, între timp s-au mai construit și altele, dar una dintre cele mai frumoase este legată de o fetiță pe care m-am dus să o vizitez în spital. Era deja de 2 săptămâni, nu mai voia să iasă din camera ei, să mai vorbească, să mai facă nimic. Și m-am dus și am reușit să vorbesc cu ea și să mă împrietenesc cu ea. Inclusiv când am plecat, a ieșit, m-a condus. Și mama ei avea lacrimi în ochi și mi-a spus: știi că n-am mai vorbit de 2 săptămâni cu nimeni și îți mulțumesc că ai reușit să faci asta. Avea o problemă cu pielea. Și apoi noi am avut spectacol la Sala Palatului după ceva timp, un spectacol pentru care ne-am pregătit foarte mult și care n-a mers cum trebuia să meargă, a căzut sunetul. Imaginează-ți o sală de 5.000 de copii și părinți care strigă, nu se aude. Da. A fost o emoție diferită și interesantă. Și după ce s-a terminat spectacolul ăsta, de obicei stăm cu câțiva dintre copii, nu putem cu toți, din păcate. Și la un moment dat mă uit în dreapta și o văd pe Iris, așa se numea această fetiță, care era complet da. Bine. Și m-a luat în brațe și înțeleg ce vreau să spun. Adică a fost acea emoție când am văzut că e bine, că a venit la spectacol și am putut să ne bucurăm împreună și atunci n-a mai contat nimic ce s-a întâmplat, nici că n-a mers sunetul, nici că nimic. A fost despre bucuria asta mică, dar care era de fapt foarte mare. Dar tu, la fiecare, și e valabil pentru amândoi, la fiecare întâlnire cu copiii, că stăți pe scenă, că vă întâlniți cu ei după spectacole, vă încărcați cu foarte multă emoție. Și la un moment dat, cred că vă dați seama că, fără să exagerez, sunteți puțin idolii multor copii. Da. Cum vă simțiți atunci? Responsabili. Responsabili? Da. Mai exact? Adică suntem de fiecare dată atenți la ce ne jucăm, la cum vorbim, cum facem tot ce se întâmplă cu noi. Și suntem foarte atenți și jucăuși și veseli. Adică, practic, suntem atenți, pe scurt. Și foarte bucuroși. Da. Pentru că ne dăm seama că este,
Este o onoare foarte mare să ai șansa să ajungi în inimile și în sufletele a tuturor copii și părinți. Și suntem foarte conștienți de lucrurile astea și știm exact ce facem și exact care este locul nostru de joacă. Adică știi cum e când mergi, când mergi într-un loc de joacă pentru copii, știi exact că este... Știi? Are niște margini. Așa și noi. Știm exact care este locul nostru de joacă. Și tanti prezentatoarea spune foarte frumos că YouTube-ul de Gașca Zurli este cel mai sigur loc de joacă pentru copii. N-o să găsești acolo cuvinte nepotrivite, situații nepotrivite. Totul este încadrat în așa fel încât să fie despre bucurie și energie, exact cum ai spus tu. M-am uitat pe net și am văzut că păpușa Feița Zurli este cam epuizat stocul. Sunt absolut convins că după Nadia Comăneci, care a avut o păpușă un an în copilăriei mele. Serios? Da, după ce a câștigase Olimpiada de la Montreal cu primul 10 din istoria gimnasticii, mi s-a făcut o păpușă la fabrica Rădeanc. Știi că prima păpușă de Fetița Zurli s-a făcut la fabrica Rădeanca? Da. Nu mai știu dacă mai ai una, dar primele păpuși de Fetița Zurli au fost făcute acolo. Cum te simți să știi că ai o păpușă pe care foarte multe fetițe din țara asta o au acasă și o îndrăgesc? Mă simt recunoscătoare. Și nu cred că îmi dau seama. Știi că m-a mai întrebat cineva, dar tu stai seama câte păpuși de Fetița Zurli există în lumea asta? Nu-mi dau seama. Pentru mine există fetița din fața mea care are păpușa în fața mea și dacă e în fața mea, atunci îi dau atenție. Nu stau să mă gândesc, sau să-mi imaginez, wow, câte păpuși există și câte... Tot ce știu este că orice copil care are o păpușă de Fetița Zurli devine vesel, bucuros și plin de energie. A, și știe întotdeauna să dea pupic de noapte bună, că și păpușile au nevoie de pupic de noapte bună, la fel cum noi copiii și oamenii mari avem nevoie și păpușile au nevoie. Am înțeles. Și totuși, cum te împaci cu celebritate? Poftim? Cu celebritate. Îmi place foarte mult. Sunt foarte celebră și foarte faimoasă și îmi place foarte mult. Iubesc când mă opresc copiii pe stradă. Știi, din ce în ce mai mult. Sunt din ce în ce mai mult copii și mai mari care vin și la spectacole, să știi. Adică au crescut cu noi și rămân în bucuria asta și vin în continuare și preadolescenți și adolescenți la spectacolele noastre și cea mai mare bucurie este când îi aud și vin și spun mi-ai făcut copilăria fericită! La un spectacol am văzut un băiat și o fată care au venit la spectacolul Zurli la delire. Da. Și se vedea că sunt singuri, știi? Și au venit. Am înțeles, cât lucrați pentru un rol? În momentul în care începeți să concepeți un rol? Un spectacol. Zitululu. Bine. Tu ești cu concepția în bucătărie. Hai să mai spunem o dată. Aceste personaje sunt pentru totdeauna. Da. Și din totdeauna. Și voi adaptați după aceea în diverse variante de spectacol rolul pe care îl aveți... Da, tanti prezentatoarea vine și ne spune cum a fost acum. Gașca Zurli, anul ăsta e aniversare. Anul ăsta avem 17 ani de Zurli în România și 10 ani de Am o căsuță mică. O să plecăm în turneu cu spectacolul Am o căsuță mică 2.0. Adică o adaptare a lui. Și noi facem playlist-ul spectacolului, adică punem fiecare cântecel și ne gândim ce cântecele ar trebui să adăugăm, pentru că în 10 ani au mai apărut foarte multe. Și plecând de la... Câte discuri sunt ale voastre? Scuze-mă că... Discuri? Vreo 100 și ceva de da. cântece. Da, 130. 130, da. Da, pe acolo. Și după ce facem playlist-ul, ne uităm la spectacolul vechi și luăm povestea și după începem să ne jucăm. Și da. Tanti prezentatoarea vine și ne supraveghează și ne spune bravo. Deci e foarte multă improvizație, foarte mult muncită, de fapt, nu? În spatele acestui. Este un fel de improvizație neimprovizată. Nu știu cum să-ți explic. Adică nu avem un scenariu foarte clar. Scenariul se creează după ce începem să ne jucăm în fața copiilor. Da. Și se întâmplă ca de la un spectacol la altul, de la o reprezentație la alta, să se mai schimbe pe scenă câte ceva. Da, niciun spectacol nu e la fel ca celălalt.
Și contează foarte mult publicul, adică contează foarte mult orașul în care suntem, contează foarte mult oamenii care vin să ne vadă. Uneori ne inspiră în diverse direcții. Dar ideea și conceptul... O să te rog să-mi dai un exemplu. Momentul în care ești inspirată de atitudinea unui copil sau de o replică pe care o auzi în sală. Uite, dau un exemplu foarte clar. Mă joc în spectacolul ăsta cu... Ne jucăm de a... Eu aș vrea să fiu pe primul loc, când ne facem un concurs de voce animăluțelor, da? Și am văzut o mămică, îmi făcea semn că eram supărată că nu mai sunt pe locul întâi. Și mă uit la ea și spun... Înțelegi? Sunt foarte tristă, mămică. Și ea spune, nu contează, ești pe locul întâi în inima mea. Și uite, așa s-a creat o nouă replică. Știi? Adică am preluat ce a spus mămică și s-a transformat în a intrat în spectacol. Cât durează un spectacol de-al vostru, medie? Aproximativ o oră și un sfert. O oră și un sfert. Da. În funcție și de reacțiile pe care le au copiii. Exact. Da. În funcție, nu știu, poate suntem chiar, avem spectacol chiar în ziua zârlii și atunci o să vorbească tati prezentatarea puțin mai mult despre ziua noastră și ce înseamnă asta. Sau, nu știu, poate Turavura intră pe scenă și copiii interacționează cu ea și ne inspirăm și de acolo și mai adăugăm ceva în spectacol. Pentru că ai rostit numele unui alt personaj din gașca voastră, haideți să îi pomenim pe toți și o să-i și vedem în imagine. În afară de voi doi, cine mai apare? Este Vreji Măturica, ea este prințesa curățeniei. Și donează tot în general. Împarte spăr la treabă și învață pe toată lumea cum să faci curățenie și ordine cu bucurie. Și mai este supereroul Mulțumesc. Care... Asta mi se pare, scuza-mă că te întorc puțin, mi se pare super tare numele ăsta, supereroul Mulțumesc. Da. E un cuvânt care trebuie să existe în educația oricărui copil, Mulțumesc. Da. Și are un cântecel foarte frumos, care este unul dintre preferatele mele, care spune așa, m-am îmbrăcat în Mulțumesc, sub pelerină locuiesc, în lumea mea așa de bine poate să intre oricine. Și Mulțumesc le amintește copiilor, pentru că ei știu deja, care sunt cele mai importante expresii din lume. Adică mulțumesc, te rog frumos, iartă-mă și te iubesc. Și apoi mai este Trulli, care crede că e cel mai deștept din lume. Un pic este. Chiar este. E foarte curios. Este ca o enciclopedie, așa îmi place lui să spună. Și îi plac foarte mult călătoriile și în general să descopere lucruri. Și... Cam ăștia suntem în momentul ăsta, dar gașca Zurli, iar tanti prezentatoarea a creat aproximativ 17 personaje care se rulează și... N-am înțeles. Chiar sunt 17 personaje, 17 ani de Zurli. Aaa, ce drăguț! Uite, o coincidență foarte, foarte faină. Au fost și personaje care au plecat în momentul ăsta, nu? Din diverse motive. Sunt personaje care se duc să-și facă temele sau mai merg la grădiniță. Da, și ele rămân în poveștile noastre. Da. Dar în poveștile noastre sunt, câte cărți sunt, Lulu? 10 de povești și acum începe o serie nouă cu Bucurie în Farfurie. Mai avem și Zebratonii și 7 povești pentru 7 zile și eu le știu pe toate. Știi cine e Zebratonii? Nu, Șabla Saf. Este zebra, zebra de petrecerea de pietoni, de fapt. E super pieton. Și ne învață regulile de circulație și vrei să-ți spun ceva? Am făcut film cu Zebratonii. Am filmat un film adevărat, cum s-ar spune, și care o să aibă premiera la începutul anului viitor și abia așteptăm să ajungă toate cinematografele și să o cunoască toată lumea pe Zebratonii. Spuneai de călătorii. Îi plac călătoriile. Da. Lui Trulli. Lui Trulli. Uh-huh. Hai să ne oprim puțin la călătoriile voastre și afară. Da. Pentru că cu siguranță v-ați întâlnit și cu copiii din afara... Foarte mulți. Am fost în toată Europa. În Paris, Bruxelles, Madrid, Germania, Valencia, Spania, Italia, ca să zic pe țări foarte direct. Foarte multe orașe din multe țări. Da. Și uite, acum în curând urmează să ajunge la Chișinău din nou. Este unul dintre locurile noastre preferate. Copiii și oamenii mari de acolo știu să se bucure cu adevărat de un spectacol. Și ne aduc flori și da. Și tot în decembrie ajungem în Köln și în Bruxelles. Da. Deci sunt întâlnit cu copii români
care locuiesc cu părinților. Și sunt mulți părinți care ne spun, din diasporă, care ne spun: o, mulțumim, Gașcă Zurli, datorită vouă copiii noștri se apropie de limba română, știi? Pentru că atunci când trăiesc acolo, mai greu, nu prea mai vor să mai vorbesc limba română. E mare lucru. Dar datorită nouă și cântecelelor noastre, se apropie de limba română și... Și ne scriu destul de mulți copii din jurul României, din Serbia, de exemplu. Ne scriu că vor să vină la Timișoara și cum pot să cumpere bilete. Și au spus că copiilor înțeleg limba română și că ei habar nu au ce spunem noi. Dar copiilor... Știam asta, Lulu, ce drăguț. Da. Cam câți copii, așa, dacă faceți o medie pe zi, cam câți copii vă scriu? Oh. Ați făcut un calcul? Nu știm chiar exact, că noi nu avem acces la telefon toată ziua. Am înțeles. Sunt alți oameni mari care se ocupă de asta, dar sunt, cred că, foarte mulți. Da. Și voi răspundeți tuturor? Reușiți să răspundeți tuturor? Da. Le răspundem absolut tuturor. Spuneți-mi cum e la Chișinău. Deci cum se bucură copiii de la Chișinău? Spuneai că ești foarte încântată de felul în care se bucură. Știi cum spun? Știi că noi avem cântecelele cu atențiune accelerăm. Și știi cum spun ei la atențiune accelerăm? Foc la ghete! Foc la ghete! Și apoi când noi spunem toate mânuțele sus, ei spun toate mânuțele bod! Sunt delicioși de bucuroși. Știi ce știu ei foarte bine să facă? Să spună ce simt. Spun: Zurli, ești minunată, m-ai făcut să mă simt bine, sunt foarte bucuroasă, ești bravă, uite. Și expresia asta, antiprezentatoarea s-a inspirat și chiar a scris un cântecel: bravo, când ești generos. Știi, totul pleacă de la ideea că ești bravo, fetiță Zurli. Sunt bucurie în farfurie. Ce spui tu, evident că toți copiii sunt sinceri, dar din ce îmi spui tu, parcă sinceritatea celor pe care i-ați întâlnit la Chișinău are o nuanță aparte, nu? Da. Un gust aparte. Nu se abțin. Nu se abțin. Nu se abțin. Mm-hmm. Și nu contează ce crede lumea sau ce, e despre fiecare în parte. Despre bucuria lor de atunci. Da. Pe care o arată fără să ai vărețineri. Da. Când sunteți supărați în toată bucuria asta pe care voi o împărtășiți copiilor? La fel de mult cum suntem de bucuroși, mai suntem și supărați. Normal. Adică, uite, suntem supărați când Lulu îmi mănâncă înghețata, de exemplu. Da. De obicei le mai iau din mâncare colegilor mei din Gașca Zârli. Da, și... Nu uite, știu, sunt supărată... Poate mă trezesc cu o față de murătură. Da. Azi dimineață și poate astăzi nu am chef să fiu cel mai vesel bucătăraș din lume. Așa că o să încerc să-mi pun o față de prăjitură ca să nu am față de murătură și să îți fac și ție față de murătură. Exact. Ideea e că suntem foarte atenți atunci când nu avem o zi sau un moment foarte bun, să-l păstrăm cât se poate de mult pentru noi. Că nu sunt ceilalți vinovați că tu n-ai o zi bună. Ai spus de înghețată și mă gândesc la cornetă înghețată și mă uit la cornetele tale. Am cornete de înghețată, pentru că iubesc înghețată atât de mult. Antiprezentatoarea a încercat să mă facă să mă mai abțin, să nu mănânc chiar tot timpul, și atunci mi-au pus cornetele astea care îmi dau senzația că pot să mănânc înghețată oricând vreau. Și în plus au putere de energie și de bucurie, știi? Oricine poartă cornete de genul ăsta, atunci când le are pe cap, devine bucuros și vesel. Cine ți-a creat costumul? Antiprezentatoarea. Și ție la fel? Da. Absolut toate personajele sunt creația ei. Da. Și antiprezentatoarea îi spune și pe nume. Mirela Retegan. Mirela Retegan. Cred că e una dintre creatoarele din țara asta care a pus foarte mult suflet și a făcut din mamă o meserie extraordinară. Pentru că a plecat totul, din câte știu, așa cum ai spus și tu, de la foarte mare dragoste pentru fetița ei și încercarea ei de a-i face Maiei o copilărie, un univers cât se poate de bucuros. De bucuros și diversificat, și atunci a creat niște personaje. La rândul vostru vă gândiți să creați alte personaje? Adică există posibilitatea ca voi, la rândul vostru, să creați alte personaje pe care să le aduceți în gașcă? Mie îmi place, de exemplu, să mă joc
și de alte personaje, dar nu mă gândesc la alte personaje. Deci un Lulu un bucătăraș mai egoist, se gândește doar la el. Da, pentru că îmi place să mă joc de bucătărașul. E jocul meu preferat. Universul Zurli este creat și foarte clar și frumos și este atât de complet încât și complex, încât abia așteptăm să vedem ce personaje mai creează tanti prezentatoarea. Ne-am înțeles. Și pentru că tot am vorbit despre abia așteptăm să... Ce așteptăm să în iarna asta, în toamna și iarna asta de la Gașca Zurli? Care sunt locurile pe care le veți face? Suntem plecați în continuare toată luna noiembrie cu spectacolul La Măcuțuță Mică cu turneul. Mai ajungem la Pitești, Ploiești, Deși și Sibiu. Și după o să începem cu spectacolul de iarnă, cred. Da. Încă ce nu înseamnă un spectacol de iarnă? Pe unde și pe... Adică o să aducem cântecelele de iarnă, de exemplu Săniuța Fuge. Avem și un colind care se numește Colindăm. Și vi-l recomand pentru că e scris de tanti prezentatoare și e foarte frumos. Da. Da. Și asta o să facem în luna decembrie. Nu știm încă pe unde, dar sigur o să anunțăm când aflăm. Și în rest... Mergem să colindăm, cum s-ar spune, pe orice copil în luna decembrie. Și în rest vom fi pe YouTube, în tot felul de filmulețe. Pe YouTube, pe Instagram, pe TikTok, da. Peste tot. Spune și adresele absolut complete pe unde o să vă găsească copiii. Păi ne găsesc pe da, părinții pot să ne găsească pe program părinții. Pe www.zurli.ro. Dacă vor să vadă unde suntem cu spectacole, să intre la program pe www.zurli.ro. Pe YouTube Zurli Oficial, pe Instagram Zurli Oficial, pe Facebook Gașca Zurli și pe TikTok tot Zurli Oficial. Cum se împacă Gașca Zurli cu părinții, cu părinții copiilor pe care îi bucurați atât de mult? Din ce în ce mai bine. Știi, părinții vin uneori la spectacol, o, bine, am venit cu copilul, haide să se duc, să se ducă, să se joace. Și după aia, dintr-o dată, își dau seama că noi nu avem treabă doar cu copiii, că noi avem treabă și cu părinții. Și brusc, ia uite că trebuie să se ridice în picioare, ia uite că trebuie să danseze cu copilul lor, ia uite că trebuie să le ia în brațe, ia uite că trebuie să-i dea pupic, ia uite că trebuie să... Și cumva... Părinții vin într-un fel la noi la spectacol și pleacă puțin diferiți. Pentru că, de fapt, asta face Zurli. Transformă relațiile dintre copii și părinți ca un fel de terapie. Și dacă nu ai fost niciodată la un spectacol, trebuie să vii ca să înțelegi despre ce vorbesc. Că așa eu pot să povestesc, dar în momentul în care vii și ești în sală, atunci înțelegi despre ce e vorba. Și oamenii mari, fix, înțeleg atunci când sunt acolo în public. Ai spus că... Părinții vin și pleacă puțin schimbați. Asta înseamnă că voi învățați să își redescopere puțin, poate și copilăria lor, să se apropie și mai bine da. De... E cum ar veni copilul din părinte se împrietenește cu copilul adevărat. Și da, e pentru noi este cel mai frumos lucru de văzut de pe scenă. Când vezi că fața unui adult se transformă în bucurie și lumină. Și iese lumina aia, știi? Aia pe care o avem fiecare dintre noi atunci când suntem mici, dar cumva oamenii mari mai uită de ea. Eu sunt convins că emisiunea asta, City Break, după venirea voastră s-a schimbat puțin, pentru că ați adus numai culoare, dar și eu așa cu o energie care te obligă să spui hai să mai uităm de necazurile astea și de toate problemele cu care de care ne izbim noi în fiecare zi și jucându-ne serios... Să nu uităm niciodată să fim copii și vă mulțumesc foarte mult că ați fost. Mulțumim și noi! Te așteptăm la spectacol! Da! Mulțumesc foarte mult! Un psiholog american pe numele lui Gary Landret, un domn care a scris mai multe cărți despre cum să ne educăm copiii, spunea la un moment dat că jucăriile sunt cuvintele copiilor, iar joaca este limbajul lor. Eu m-am întâlnit aici cu Victor Vlădus ca să o fac pe deșteptul și ca să rog să ne prezinte Fabrica de Jucării, un concept cu siguranță foarte atrăgător. Cu siguranță suntem în Fabrica de Jucării la Muzeul Copiilor. Este o expoziție nouă
care atrage din ce în ce mai mulți copii. Această expoziție deja a avut peste 5.000 de participanți. Ce concept aplicăm noi aici? Învățarea prin experiență. Copiii sunt invitați într-o fabrică reală de jucărie, devenind ingineri, primind rolul la început, unde sunt pe băncile școlii, să spunem, învață câteva informații despre ce jucării aveau oamenii în antichitate sau dacă aveau jucării, care sunt materiile prime din care au fost construite primele jucării, după care merg mai departe în procesul acesta de învățare și învață cam toate etapele, ce înseamnă proiectarea, ce înseamnă testarea, ce înseamnă rezistența unui material, evident, informația adaptată nivelului lor. După care sunt invitați să creeze propria jucărie. Noi am ales ursul de plus și nu l-am ales întâmplător. E un simbol. Este un simbol și este cea mai vândută și cea mai creată jucărie la nivel mondial de-a lungul istoriei, în toate formele ei și în toate variantele, dacă ne referim la materia primă. Inclusiv merg după ce își creează propriul urs, conform unei fișe de comenzi, îl cântăresc, îl ambalează și îl trimit către magazinul de jucării. Iar expoziția se încheie cu o zonă în care încercăm să promovăm conceptul de economie circulară, în sensul în care jucăriile pe care le avem și nu le mai folosim, încercăm să le dăm altor copii, astfel încât și alte persoane și să le folosească iar jucăria respectivă să nu fie pur și simplu aruncată la gunoi și nefolosită. De aceea am creat Draftul Generozității, invitându-i pe cei mici să-și aducă jucăriile care poate au nevoie de recondiționare sau care poate nu le mai sunt de folos, jucării pe care ulterior să le donăm copiilor, fie din centre de plasament sau din organizațiile neguvernamentale de pe raza Bucureștiului. Deci avem de-a face cu o zonă de distracție, de joacă, dar totul se bazează pe educație, în efect. Absolut, absolut. Această umbrelă a educației practic vizează toate proiectele pe care instituția noastră le realizează. De altfel, colegii mei nu sunt niște ghizi propriu-zis, ci sunt facilitatori în cadrul unei activități educaționale, punând jocul în față, însă după fiecare activitate de tip puzzle, activitate de asamblare, există și partea de competențe, să le spunem cu ghilimele de rigoare, în sensul în care ce am învățat din ceea ce am făcut, cu ce plecăm acasă, mai mult decât că ne-am jucat, ne-am amuzat și am petrecut timp cu familia. De asemenea, fabrica de jucării are și o componentă mai interactivă decât ce v-am zis până acum. Pe durata weekendurilor avem actori care vin și îmbracă 7-8 roluri, iar acest culoar pe care o să-l vedem curând se transformă într-o reală scenă de teatru, cei mici participând la un teatru interactiv, nefiind simpli spectatori care stau pe scaun, ci devin și ei mici actori. Avem mai puțin de o lună și jumătate până la Crăciun. Cu ce vă pregătiți pentru momentul cel mai așteptat de copii? Exact, din 18 noiembrie, fabrica de jucării devine fabrica de jucării și satului Moș Crăciun. Practic, Moș Crăciun vine la Muzeul Copiilor și începe să creeze jucăriile din comenzile pe care le-a primit și urmează să le primească în cutia sa poștală. Vom avea un atelier de turtă dulce, vom avea de asemenea un patinoar interior și un carusel interior. Toți participanții care ne vor vizita, cu siguranță se vor distra atât cei mici cât și părinții lor. Din moment ce în această săptămână avem o ediție specială dedicată copiilor, nu avem cum să nu vorbim și despre cele mai noi filme de animație. Așa că haideți să dăm o fugă în sala de cinema. Și este timpul să descoperim cele mai noi producții cinematografice dedicate celor mici. Și începem cu Patrula Cățelușilor, filmul cel mare. Un film așteptat și îndrăgit de toți copiii. Avem nevoie de un nume nou. Ce ziceți de Patrula Cățelușilor? Dar mai mult! Cu un pic de ceva în plus! O producție care a început ca un simplu desen animat în anul 2013, dar care s-a bucurat de o popularitate imensă în rândul celor mici, Patrula Cățelușilor îl aduce în prim plan pe Ryder, care conduce o echipă de câini de căutare și de salvare. Aceștia lucrează împreună în misiuni pentru a proteja comunitatea din Golful Aventurii. De voi, Humdinger o să distrug orașul Aventurii! Haideți, cățeluși! Orașul Aventurii e în pericol! Ce tare este! Avem și un aparat de gustări îmbunătățit! Ce? E un lucru minunat!
În producția noastră, Patrula Cățelușilor The Mighty Movie, acțiunea se învârte în jurul lui Sky, care toată viața ei a simțit că nu este apreciată de prietenii ei, Chase, Liberty, Marshall, Rubble, Rocky, dar și Zuma. Dorind să le demonstreze că poate fi un atu pentru echipă, Sky are o șansă atunci când un meteorit magic se prăbușește în Adventure City, oferindu-i atât ei cât și celorlalți superputeri, devenind din simpli căței mari cățeluși. Meteoritul se îndreaptă spre noi! Atenție! Wow! Continuăm cu filmul Trollii, se strânge trupa, proaspăt lansat în cinematografe la sfârșitul lunii octombrie. Acesta este deja al treilea film din seria Trollii. Sunt John Dory, fratele rătăcitor al lui Jot. Ce? Ce dramă! Săricele Dinkles! După primele două filme, în care ne-au fost prezentată relația de prietenie a personajelor principale, Poppy și Branch, în aceasta a treia producție, aceștia formează în sfârșit un cuplu. Hai să ne căsătorim! John! Ce? Adică să ne căsătorim pe Bridget și pe zgârcii? Da! Oh, pentru că ar fi ciudat dacă ne-am căsătorit! Chiar ciudat! Wow. Fiind din ce în ce mai apropiați, Poppy află că Branch păstrează un mare secret din trecut. Acesta a făcut cândva parte dintr-o trupă de băieți numită Bro Zone, împreună cu frații săi. Dar când unul dintre ei este răpit, Branch și Poppy pornesc într-o călătorie pentru a-i salva și pentru a-i reuni pe ceilalți frați. Bro Time! Vom avea cea mai tare reuniune de familie! Bro Zone 2.0! Reuniunea Bro Zone! Bro Zone, suntem bro din nou! Bro Zone, unde-s bro? Chiar nu știu! Îi vom găsi! Copiii au nevoie de artă încă de la o vârstă fragedă, au nevoie de teatru, au nevoie de dans, au nevoie să-și dezvolte abilitățile, cât și să se dezvolte personal. Pentru asta au apărut din ce în ce mai multe școli de teatru și de dans. Căutând activități pentru copii cu ocazia ediției noastre speciale a emisiunii City Break dedicată celor mici, am ajuns la acest club particular de teatru și dans și o am alături de mine pe cofondatoarea acestui club, Mona Constantinescu, coregraf, actor și profesor al acestui club, care ne va spune mai multe. Bine te-am găsit la emisiunea City Break, Mona. Bună, Bogdan. Mă bucur să te cunosc. Și eu. Spune-mi, te rog, ce te-a făcut pe tine, cât și pe celălalt fondator al clubului, să deschideți acest club, această școală de teatru și dans, mai ales în momentul în care în București există deja o plajă foarte largă de astfel de cluburi? Păi cred că pasiunea ne-a făcut să deschidem acest club Arti Studio. Eu nu sunt la prima experiență de acest gen, am mai fost profesoară de dans înainte la un alt club. Se fac deja 6 ani de când predau și mi-am dat seama că îmi place foarte, foarte mult să lucrez cu copii. Ești profesoară de dans în cadrul acestui club, dar tu la bază ești actriță. Da. Cum de ai mers pe latura asta de dans și nu predai actorie? Prima mea dragoste a fost dansul. Am făcut dans timp de 11 ani și am revenit cum ar veni la vechile obiceiuri. Participați și la festivaluri, la concursuri? Da, concursuri naționale și internaționale. Da, am luat și niște premii importante cu grupa de avansați. Sunt foarte curios ce vă diferențiază pe voi, școala voastră de teatru și dans, de toate celelalte școli care funcționează în acest moment în București. Nu știu exact dacă ne diferențiază, dar eu le ofer copiilor o libertate. O libertate de creație. În momentul în care fac coreografiile, îi las să vină și ei cu aportul lor creativ, ca să zic așa. Îți mulțumesc foarte mult, Mona. Urmează ca în momentele următoare să cunoaștem și cealaltă jumătate a acestui club, și anume partea de teatru, o parte de care eu sunt mult mai apropiat, și vom discuta cu celălalt fondator al acestei școli, al acestui club de teatru și dans, în momentele următoare. Deschide! Stai! Deschide și... Mai stai puțin!
Am discutat despre partea de dans a acestei școli și, după cum puteți observa în spatele meu, coregrafa Mona Constantinescu a început deja în aceste momente un antrenament împreună cu cei mici, iar eu doresc să discut în acest moment și de partea de teatru, această parte de care sunt mult mai legat, de care sunt mult mai apropiat și cu cine puteam vorbi dacă nu cu celălalt fondator al acestei școli de dans, cel care se ocupă de partea de actorie, actorul și profesorul de teatru Bogdan Florea. Bine te-am găsit, Bogdan. Bine te-am găsit, bine te-am găsit, bine ai venit la emisiunea City Break. Spune-mi, te rog, Bogdan, sunt foarte curios, din punctul tău de vedere, cât de mult impact are teatrul asupra unui copil, mai ales din câte observ la o vârstă destul de fragedă? Păi, cred că teatru te dezvoltă mult pe plan uman. Teatru te face să te cunoști pe tine însuți, te face să îți diminuezi frica de a vorbi în public, te face să nu mai frică de penibil, să poți să susții o idee coerentă până la capăt, să nu mai lacune în vorbire și în exprimare. Cred că așa te poate... Nu știu dacă știi, dar noi pregătim o ediție specială dedicată celor mici și sunt curios dacă tu ai beneficiat când ai fost copil de astfel de cursuri de actorie sau de dans. Eu n-am beneficiat de cursuri de actorie când am fost copil. Primul meu curs de actorie a fost la Facultatea de Teatru, la un ATC. Și da, până atunci nu, n-am mai avut parte de un curs de actorie. Spune-mi, te rog frumos, între ce categorii de vârstă se încadrează copiii? Cât de mic poți fi pentru a începe această artă, până la urmă, teatru? Păi, noi avem copii de la 7 ani până la 18 ani. Avem 3 categorii de vârstă, 7-10 ani, 11-13 ani și apoi grupele de adolescenți de la 14 la 18 ani. Și vă axați doar pe această parte de dezvoltare personală sau creați, mergeți mai departe până la crearea unor spectacole, până la punerea în scenă a unor piese de teatru? Da, cu grupele de avansați, de exemplu, mergem mai departe, avem și spectacole, mergem cu ei și la festivaluri de teatru și da, facem și spectacole cu ei, adică încercăm să nu rămânem la stadiul de dezvoltare personală, să mergem și pe partea asta de spectacol. O ultimă întrebare, pentru că n-am putut să nu remarc, am văzut că copiii sunt în aceste momente costumați, au venit costumați. Serbează Halloween-ul, bănuiesc. Da. Le insuflați această puritate de a rămâne încă copii, chit că fac o disciplină, o artă destul de grea, teatrul sau dansul? Păi, pentru teatru, știi și tu, cred că am învățat și noi în facultate, că trebuie să rămânem cumva veșnic copii, trebuie să nu ne pierdem dorința de joc. Până la urmă, teatru e o joacă organizată, o joacă cu reguli. Și da, acum Mona i-a rugat să se îmbrace în... sau nu știu dacă i-a rugat ei, de fapt, au rugat-o pe Mona să se îmbrace în fel și fel de personaje. Da, încercăm să menținem totuși și seriozitate și să ținem de un regulament, dar să ne și jucăm până la urmă. În regulă, și îți doresc în continuare să inspiri acești copii prin această școală de dans, tu cât și colega ta Mona, și să insufli copiilor această dragoste pentru teatru cât și pentru dans. Îți mulțumesc mult! Și eu, mersi frumos, mulțumim! Prieteni, după cum v-am obișnuit deja, suntem într-o continuă căutare de activități smart pentru a ne petrece cât mai bine timpul liber. Astfel, am ajuns astăzi într-un templu al iubitorilor de cărți. Una dintre cele mai vechi, dar și cele mai frumoase librării din București. Și nu suntem aici doar pentru a afla ultimele titluri din beletristica universală, ci și pentru că această librărie ne pregătește o surpriză unică în România. Despre această surpriză îl voi lăsa pe domnul Florin Vițelaru, director de vânzări al Editurii Integral, să ne spună mai multe cuvinte. Florin, bine ai revenit la Metropola TV, bine ai revenit la emisiunea City Break. Ce facem noi aici? Cu ce ne aștepți în luna noiembrie?
Vă mulțumim foarte frumos. Avem în luna noiembrie avem o lansare festival integral, un concept original împreună cu Librăria Eminescu, un concept special între 6 și 11 noiembrie. Foarte important, sunt 6 zile de lansări, 6 zile de lansări de evenimente cu lansări de carte propriu-zis, concerte de muzică folk, muzică și activități pentru copii, chiar foarte interesant și această expoziție de pictură. Foarte important, toate într-un singur loc, în fiecare zi, la orele 16 cu lansare, un spațiu generos dedicat cărții și iubitorilor. Deci festivalul integral, ca să înțelegem cu toții, nu este doar o lansare de carte, este un festival complet în adevăratul sens al cuvântului, un festival care include și muzică, concerte, expoziții de pictură, dar și, bineînțeles, lansări de carte. Cine vor fi autorii care vor trece pragul librăriei? Autorii, scriitorii români care vor fi aici prezenți în aceste zile de lansare sunt Lucian Vasilescu, Stelian Țurlea, Giulia Calman, Ioana Doreanu. Ei vor fi împreună cu cărțile lor, desigur, și cu invitații lor speciali, personalități de prestigiu din lumea culturii românești. Foarte important să vă spun, ei sunt, avem muzicieni de valoare, da? Avem aici Dan Chebac, care va fi în mod special foarte frumos lansat. El va veni cu un invitat special, Gianluca D'Alessio în Italia și Viorel Burlacu din Republica Moldova de la Chișinău. Vor prezenta și vor cânta piese folk vechi și noi. Și micro-recitarul de excepție, bineînțeles. Bun, în ultimul rând, ai menționat un pic mai devreme și despre cei mici. Este un festival potrivit și pentru copii? Vor fi lansări de carte și pentru micuți? Da, vor fi lansări de carte și pentru cei mici. Sâmbătă va fi lansarea de carte pentru copii. Foarte special să vă spun și pentru că nu lipseau copiii, bineînțeles, de la lansarea festival integral. Sâmbătă va fi aici prezent în mod special corul Meloritm de la Palatul Național al Copiilor, împreună cu profesoara Elena Nicolai. Va fi alături de leopardul Leonardo, mascota oficială a Operitorul Integral, va fi foarte, foarte frumos, de autoarea noastră și colega noastră, Roxana Andreea Rusu. Lansarea unei noi cărți, având ca rol principal pe personajul Leonardo, foarte interesant și vă așteptăm cu mare drag în perioada 6-11 noiembrie, pe toată perioada lansării, inclusiv la cele pentru copii și la cele pentru autorii români. Bun, îți mulțumesc Florin, îți mulțumim foarte mult și cu siguranță vom fi aici în librărie în perioada 6-11 noiembrie, în cadrul festivalului integral. Câteva cuvinte la sfârșit, o invitație la sfârșit pentru oamenii pe care îi aștept să treacă pragul librăriei în luna noiembrie. Festivalul integral se va deplasa în această perioadă de noiembrie în Librăria Eminescu în București, dar va fi și în țară, la Iași și în alte orașe mari ale țării. Și foarte important să vă spun și acest lucru, Festival Integral este un festival, așa, cu o denumire foarte frumoasă, Festival Integral în realitate și nu în absolut. Așa că vă așteptăm aici cu mare drag. Vă așteptăm. Librăria Eminescu, 6-11 noiembrie, Festival Integral. Dacă tot ne aflăm aici în librăria Eminescu, înconjurați de atâtea cărți, vă amintesc și de concursul nostru de carte pe care îl organizăm în parteneriat cu prietenii noștri de la editura Integral. Titlurile pe care le puteți câștiga în această săptămână le veți afla doar un pic mai târziu. Nu e o jucărie și n-a fost deloc o joacă să fie realizată cea mai înaltă statuie de piatră din Europa. Ea se află la noi în țară, acolo unde Dunărea intră pe teritoriul nostru. Haideți să-i aflăm povestea. Acolo unde Dunărea intră cu tumult pe teritoriul românesc, la Cazane, loc de o frumusețe rară, se află cea mai înaltă statuie din piatră din Europa. Un sculptor prea puțin cunoscut, din păcate, Florin Cotarcea, a condus vreme de 10 ani o echipă de 26 de alpiniști care au dăltuit în munte chipul ultimului și celui mai mare rege dac, Decebal. Statuia țâșnită din stâncă are dimensiuni impresionante, 55 de metri înălțime și 25 de metri lățime.
Ca să aveți un corespondent urban, imaginați-vă un bloc de 17 etaje. Nasul lui Decebal, de piatră, are 7 metri lungime și 4 lățime, iar ochii larg deschiși au o lungime de peste 4 metri. O realizare monumentală cu care putem compara statuia lui Decebal de la cazanele Dunării este uriașa sculptură de pe muntele Rushmore din Statele Unite, ce înfățișează primii președinți americani. Spre deosebire de monumentul lui Florin Cotarcea, care a avut o echipă mică, dar tenace, pe Rushmore au lucrat 300 de alpiniști vreme de 14 ani. Din păcate neterminată, cea mai înaltă statuie de piatră de pe continentul nostru și a șasea din lume a costat peste $1,000,000 oferiți de cel care a avut și inițiativa ridicării acestui monument, Iosif Constantin Drăgan. Dragi prieteni, în urmă cu câteva momente ne aflam în librăria Eminescu și vă aminteam de concursul nostru de carte. În acest moment ne aflăm în fabrica de jucării din Muzeul Copiilor, iar editura Integral a pregătit pentru concursul de săptămâna aceasta niște titluri perfecte pentru cei mici. Avem Aventurile Capitanului Ronț, avem Capitanul Ronț și Regele Norilor, iar în ultimul rând, idei de afaceri pentru juniori. Cum să-ți începi o afacere între 8 și 14 ani? Sunt curios, Dan. La această vârstă fragedă, între 8 și 14 ani, te-ai gândit să devii antreprenor? Te-ai gândit să ai o afacere? Udean, dacă mă gândesc la copilăria mea, în socialism, cuvântul antreprenor nu exista sub nicio formă. Dar probabil că atunci când o să fiu bunic, mi-ar plăcea să am această carte pentru nepoții mei. Crezi că nepoții tăi și-ar dori să devină antreprenori până la vârsta de 14 ani? După ce se vor naște și dacă emisiunea noastră va mai exista și atunci, cu siguranță am să-ți răspund. Păi, pentru copiii care își doresc să aibă o viitoare afacere, această carte este cu siguranță ceva pentru ei. Pentru a câștiga, pentru a intra în posesia acestor cărți, deja știți, un mesaj text sau audio pe WhatsApp la 0786 840 181. Acestea fiind spuse, în această ediție dedicată copiilor, mă numesc Bogdana Catrinei și vă urez să vă petreceți timpul liber cât mai smart. Iar eu vă rog pe cei de o seamă cu mine și mai tineri ca mine, care sunt părinți, să ne ocupăm foarte serios de copiii noștri, pentru că peste ani copiii își vor aminti de jucării, dar cu siguranță cel mai important este să-și amintească de timpul pe care l-am petrecut noi părinții cu ei. Numai bine, ne vedem săptămâna viitoare!